I'm going to go to the next one.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
excepțional, mă bucur mult, am văzut în speakerele ce a tot crescut și fiecare spice un pas înainte, în direcția potrivită. Asta chiar e un sat, acolo să spice mai mult, aici ai avut mai mult timp și ai folosit multe lucruri care au mers perfect. Cred că elementul esențial care te ajută pe tine și vă ajută pe fiecare dintre voi în momentul în care vorbiți în public, este să fiți conectați la voi, la ce credeți. Asimilați minte despre libertate, nu vă vindea gogoșari. Omul chiar crede și vă poate spune multe lucruri din viața lui care să confirme că libertatea este ceva incredibil de important pentru Vasi și de-aia lucrul a mers de bine, a fost atât de coerent. Te-a ajutat foarte mult limbajul trupului și la am observat asta de la tine și mai evident, a fost foarte congruent. Când spuneai, ne arătai, erau, punctai acolo, lucrurile astea au mers foarte bine. În general, limbajul trupului vine instinctiv când ești conectat cu tine și cu ceea ce spui. Merge să-l și forțez, dar în context de pregătire. Mă pregătesc să țin un speech, hai să văd dacă în momentul ăla spun două și arăt două degete, dacă mă ajută sau nu. Când ești în fața unui public și încerci să faci un gest forțat, se vede, se simte. Dacă ești confortabil cu tine, lucrurile vin de la asta, nu trebuie să le controlezi, în general. Au fost multe elemente care te-au ajutat, mi-a plăcut mult de tot umorul. De la partea câinei la fiul tău, ambii copii sunt excepționali, în viitorul a 5 ani e... Și-au moș cu pilă, are chestii genii alea. Și-au avut trei chestii, că a făcut decizia. După aceea a înghețat, după aceea a venit pe amândouă. Adică nu se mai termina povestea alea. Foarte, foarte faină. Ai avut un fir roșu care s-a păstrat. Câteva lucruri care le poți îmbunătăți. Prima, sala, partea asta sării este mai plină de oameni, e mai ușor să vezi prin stâlp. Există oameni și aici, oameni pe care e neglijat un pic. Și e bine să te uiți în toate părțile sării. exact. Și acum, e un element interesant pe care mulți dintre noi îl facem. Vorbim și avem niște idei importante care le punctăm. Vasi a punctat foarte bine multe idei. Bac, le-a spus, a făcut pauză, a pus accent. Sunt alte peste care se ține voia să trece mai repede. De exemplu, am făcut multe sporturi, ski, not, alpinism, și și ține voia, bă, nu e important, nu are sens, hai să trec mai repede peste ea. Și am avut undeva cam la vreo 30% din speech în care vorbeai mai încet, mâncai cuvintele, vorbeai mai rapid, adică mai încet ca tonalitate și mai rapid ca rip, cumva ca să treci repede peste ele. O să vezi pe filmare. E important să te gândești, pe de-o parte. Sunt importante, le spun nu. Poate pur și simplu pun diverse sporturi pe care le practicam și am închis povestea. Dar dacă alegi să spui ceva, spune astfel încât să fie auzit. Și ar fi bine să, pentru următoarele speech-uri, când te pregătești, să lucrezi la partea asta, de a vorbi un pic mai rar pe tot parcursul speech-ului, ca să nu mănânci cuvintele. Ideile esențiale le-ai transmis. Dar au fost niște părți care nu prea s-au mai înțeles și asta îți scade un pic din eficiență. Și te-ar ajuta la care te-ai.